Bună, dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un nou tutorial de machiaj și sunt super entuziasmată pentru că am folosit niște pigmenți duocromatici foarte frumoși de la Beauty Big Bang. Știți că de acolo îmi cumpăr eu o mulțime de chestii de înfrumusețare și astăzi am folosit 3-4 pigmenți și un glitter foarte frumos și ăsta este rezultatul, care sper să vă placă și vouă. Dacă recreați machiajele pe care le realizez eu aici pe YouTube, dați-mi un tag pe Instagram Mademoiselle Lorraine sau un hashtag Mademoiselle Lorraine și am să vă pun la mine pe story dacă recreați aceste tutoriale. Dacă vreți să vedeți cum am realizat acest look, urmăriți în continuare tutorialul. Bun, să începem. Am să iau aceste două farduri lichide de la Oriflame și cu o pensulă sintetică din aceasta Duo Fiber am să aplic fardul cremă în pliu și aici pe pleoapa inferioară. Iau puțin din cealaltă nuanță, mai rece și mai movie, și am să o dispersez aici în colțul extern, tot cu aceeași pensulă. Și am să iau această paletă de la Nars. Nu are niciun nume, doar așa se numește. Și am să folosesc strict această paletă. Am vrut să fie ca o provocare să folosesc doar paleta aceasta. Și am să iau cele două nuanțe deschise și sidefate. Prima dată iau pe cea mai roz și am să aplic aici sub sprânceană. Aplic puțin mai jos. Acum iau cu o pensulă pufoasă nuanța aceasta din mijloc, după care trec la nuanța mai de sus și o aplic aici în pliu. Iau nuanța mai roșiatică și am să o pun tot în pliu. Acum iau două farduri cremă de la Pupa, sunt din acestea sidefate cu glitter în ele, numărul 002 și 011. Bun, și acum trec la pigmenți. Pigmenții superbi de la Beauty Big Bang și am să iau prima dată cel verde. Ia uitați cât de minunat este. Mie îmi place maxim. Acum trec la nuanța puțin mai închisă, un verde mov albăstrui, așa. Pun aici. Ca parte mai închisă, am să iau această nuanță de la Nars. O aplic și pe pleoapa inferioară. Iau o pensulă mai ascuțită puțin și am să amestec să arate totuși foarte frumos. Iau puțin din roșiaticul acela și am să amestec aici pe linia inferioară. Iau acum nuanța de roz strălucitor, care am să-l pun aici în colțul intern. Ia uitați ce frumos e! Și vin cu el un pic în verde. Acum iau glitterul ăsta superb cu o pensulă subțire și trasez aici așa ca o linie de tuș. Acum, punctul colorat al machiajului este acest creion roz de la Pupa. Știți că iubesc creionele de la Pupa și chiar sunt foarte pigmentate. Acum, cu o pensulică minusculă, am să iau acest pigment. Am să-l aplic aici. Și gata, machiajul este gata, aplic gene și revin. Și ăsta e rezultatul final, am aplicat genele, mi-am aplicat deja și un gloss, am revenit cu iluminatorul, cu blush și cu contur. Ca și blush am folosit acesta Super Balm de la Clinique. Ca și pudră am folosit-o tot pe aceasta de la Clinique, se numește Almost Powder Makeup și îmi place foarte mult, după cum puteți observați, e aproape gata. Ca și iluminator am folosit Amrazy de la Anastasia Beverly Hills și contur blush tot de la Nars. Astea fiind spuse, sper că v-a plăcut acest tutorial de machiaj. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, mergeți și pe Instagram să-mi dați inimioare acolo la pozele cu machiaj, dacă mai vreți și alte lucruri. Și nu uitați să-mi dați un follow, subscribe. Până data viitoare, fiți frumoase, vă pup! Pa, pa!